цифры. Атака с атаку в стрелку. Айда, спати тебе. Спати тебе. Айда,
undeva în jumătatea Deltei Tulcea. Acesta este Alin Punzaru. Iată aici o fază interesantă. Brăila va câștiga cu 1-0 dintr-un penalti. Nu se putea da aici penalti, oricum din această serie întâi, Unirea Slobozia, FC Botoșani, Buftea, Rapid Suceava și Dinamo 2 București, Dunărea Galați. În seria a doua s-a jucat deja un meci ieri, pe care l-ați fi putut urmări pe Sport 2. Iată aici o fază interesantă! Sunt tehnică impecabilă, e singurul străin din lotul Tulcei, nigerian, balon respins de Gabi Bosoi, excelent și cu adresă chiar, Ciocâlteu, este faultat. Aici un fault de joc la mijlocul terenului de Adrian Ionescu. Brăila, preajma careului tulcean după o pauză destul de lungă. Alex Ciocâlteu. Micuț, dar da, foarte agil. Da. Are zvucul acela, are reacție. Din nou Ciocâlteu este unul din marcatorii Brăilei. Superb, a scăpat de doi adversari. E greu să iei mingea, încă un foul. Nevoie de ceva investiții, mai ales la peluze, acolo unde nu sunt scaune individuale. E nevoie de un stadion nou. Centrare foarte bună! Cam asta a fost cea mai mare șansă de gol a Brăilei. Deplasare, Delta Tulcea a reușit 3 victorii, 2 rezultate de egalitate și a pierdut 4 meciuri. Pericol mare aici, lovitură de cap. Cât pe ce era Caprăila să egaleze prin Ciocâlteu. Această minge, o lovește cu creștetul, am impresia. Foarte bună centrarea lui Brăila cu aproape toată echipa, undeva în preajma careului, minge toarsă, excelent, nu e offside, Ochia, gol, Brăila, minutul 67. E Ciocâlteu cel care scrie, Alex Ciocâlteu, omul care preia foarte bine în careu, se desprinde acolo și trage cu piciorul stâng. E un gol care vine în urma unor momente bune de joc ale brăilenilor. Totuși, ai zice, mult prea confuză apărarea Deltei Tulcea aici. Ciocâlteu în acest moment îi egalează la numărul de goluri înscrise pe Alex Bălțoi și Bogdan Rusu, cei trei aspeți. Ciocâlteu se pregătește să execute această lovitură liberă, sunt vreo 35 de metri distanță de poartă. Foarte bine, este gol! Este golul nevalidat al Brăilei, perfect regulamentar pe partea cealaltă, la linie 1, Stoianov. Hai să vedem acest atac, acum ar fi culmea să marcheze Brăila, să vezi discuții. Ciocâlteu, Fentă, încă una, și încă una, intră în care întoarce Bălțoi! Și care apoi a venit această centrare, îl vede bine la colțul careului. Pușcașul, astăzi nu l-are lângă el pe Daniel Ochia, asta e perechea de mijlocași centrali, în mod normal, a Brăilei. Fault din nou asupra lui Alex Ciocâlteu. Scoate un penalti și primește un galben. Intensă de la Cătălin Vraciu. Ciocâlteu schimbă partea. David Bosoi, foarte ofensiv, calitate de capitan, încearcă și el să se implice mai mult și să tragă echipa după el. Vine centrarea, nu era, iese, sau, da, vine, l-a primit Fulop. Oh, ușor bătrânește acest atac. De fapt, ultima parte a acțiunii, pentru că altfel a curs bine faza. Ciocâlteu, Fentă, încă una, are 3 oameni în jur. Ciocâlteu pătrunde, superb, intră în careu, întoarce balonul. Adi Câmpeanu a lăsat mingea.
Șeful, unde se poate vedea meci cu fiare? Pentru a degaja. Bosoi recuperează această minge, încearcă să tragă de la distanță, balonul îl lovește pe Sârg. Ciocâlteu, 1-1 cu Râpă. Ciocâlteu și scoate extraordinar Brăneț, apoi poziție de offside, cred, nu, este lovitură de colț. Bălțoi a încercat să reia mingea în plasă. Foarte frumoasă inițiativa lui Ciocâlteu, care îl driblează scurt pe Râpă și îl obligă la un plonjon foarte frumos pe Cristi Brăneț. Murgo, ce a fost atacant la Dinamo, să marcheze în poarta Stelei, chiar și într-o partidă amicală. Și pentru că a venit vorba de Dinamo, să remarcăm că în tribune aici la Brăila se aud scandări împotriva lui Dinamo, acest amical între clubul de fotbal Brăila și Steaua. O fază de atac în care terenului și o pasă o poziție bună pentru Prepeliță. Să nu uităm că Roce a reușit o pasă bună și pentru Râpă în prima repriză, dar acum atac al Brăilei cu Ciocâlteu, care depășește doi jucători, trei jucători ai Stelei. Până la urmă însă Râpă a reușit să-l blocheze pe Ciocâlteu, dar cât de bine s-a descurcat golchei. Pe teren, cum spuneam, Pușcaș deocamdată pe banca de rezerve, în ce scuze, la Steaua. O centrare a lui Ciocâlteu și iată voleu a lui Bosoi la centrarea lui Ciocâlteu. Stanca nemulțumit de felul în care s-au apărat cu echipierii săi. Tatu. Tatu, o tehnică foarte bună, pasă din prima pentru Năstăsie, cade Năstăsie. Atac la balon arată, atac la minge arată centralul și pleacă Ciocâlteu pe contraatac. 4 contra 2 la această fază. Ciocâlteu îl vede foarte bine în dreapta, în liber pentru Neagoe. Nu, eu cred că este Bosoi acolo. Joacă Brăila cu Steaua. Neagoe a scos pentru Frunză. Doi stângaci rafinați în linia de mijloc a Brăilei. Neagoe și Frunză. Centrarea lui Neagoe foarte bună și ocazia lui Ciocâlteu. Dar cât de bine a centrat acolo Neagoe. Steaua este unul care poate să arate adevărata față a Brăilei. Dacă are față de Liga 1 sau nu. Sau dacă poate spera la promovare. Eu spun că a arătat foarte bine astăzi. Brăila, vedem super ratarea 12 lui Ciocâlteu. În divizia de basket masculin, meciurile 3 și 4 ale finalei
CSU ASE Soft BC Timișoara. Ploieștenii și-au adjudecat al 8-lea titlu din istorie, al 8-lea titlu în ultimii 9 ani, un adevărat record. Nouă șarjă periculoasă a competului. Dezlănțuit băieții lui Mugur Bolohan după ce au reușit să-și dubleze avantajul în urma reușitei lui Dobrinoiu. Vine centrarea și lovitura de cap a lui Ciocâlteu din doar 5 metri. Iată acum un contraatac al competului. Vine șutul lui Ciocâlteu, puțin peste poartă. Ciocâlteu se descotorosește de un adversar. Continuă Ciocâlteu, intră în care, o minge în fața porții și este 3-0, unui hat-trick. Cei doi marcatori ai competului în această partidă, iată formația lui Mugur Bolohan, continuă să atace. Ciocâlteu din nou în flancul drept, intră în careu, vine centarea în fața porții, a încercat o reluare cu călcâiul Dobrinoiu, faza nu s-a încheiat, mai vine o minge care... Da, este golul de 5-0. Gol înscris de Ciocâlteu pe o nouă gravă greșeală. Competul continuă să mai și vrea acest lucru, întrucât am demonstrat că joacă un fotbal plăcut, un joc bazat pe ofensivă. O minge, o greșeală acolo lui Secăreanu, driblingul lui Ciocâlteu și este 1-0. Etapa viitoare, vă spuneam, derby prahovean în Liga 3-a. Prahova Tomșani, Compet Ploiești. O minge pentru Dobrin. Șutul acestuia respins în față de Țolea. Dobrin și este 5-0. 5-0 pentru Compet în minutul 42. Din doi jucători pentru gruparea vizitatoare. Execută Dobrinoiu și pericolul nu a trecut a trupei lui Mugur Bolohan. Periculos de poarta lui Bica. Iată-l pe golkeeperul competului repunând mingea în joc. O a doua tentativă blocată. Sandei pentru Stanca. Nu este offside la Ciocâlteu. Iată-l pe Dobrinoiu. Ciuc obține autul. Dobrinoiu pentru același Ciocâlteu. O trecere frumoasă. Vine și al doilea dribling. Trântit la pământ, însă centralul... Thank you.
Alex, go, 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 go,